Bună seara și bine v-am regăsit la ultima emisiune înainte de începerea campaniei electorale. Știți cu toții că mâine este ziua cea mare, deși vorbim despre începerea oficială a campaniei, că de fapt multe dintre formațiuni deja au început de mult campania. Continuăm să discutăm astăzi despre candidați și despre declarațiile lor de avere, interese și așa mai departe. Așa cum v-am obișnuit, în studioul nostru se află în această seară colega noastră, ziarista Cornelia Cozonac. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Este președinte al Centrului de Investigații Jurnalistice și domnul Vasile Botnaru, director Radio Europa Liberă Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! De la dumneavoastră, domnule Botnaru, aștept mai mult aprecieri politice, dacă este posibil. De la doamna Cozonac aștept mai mult aprecieri legate de cifre și ceea ce declară sau nu declară cei care s-au înscris deja în campania electorală. Vreau să fac o precizare la început. S-ar putea să avem în final 15 partide înscrise în cursa electorală. Au fost deja înregistrate 9 partide până în acest moment, 2 astăzi, PNL și Voința Poporului. Mai sunt de înregistrat încă 7 partide care au depus actele. Vedem care va fi decizia CEC-ului. 15 partide, 51 de deputați vor ajunge în Parlament de pe circumscripții și mai avem încă și un referendum pe lângă toate acestea. Va fi primul examen de vot pe circumscripții și referendum. Domnule Botnaru, cum va arăta acest exercițiu pentru cetățenii moldoveni? La Șucșin există o piesă care se numește Apăutru ani prasnoli, s-au trezit dimineața, acolo personajul se trezește dimineața la camera de dezalcoolizare, spune: domnule, sunt deja în iad. Mă rog, poate nu ne arde aglomă, dar îmi spunea profesorul Alexandru Tănase, nu știu dacă am voie să fac trimitere la el, că venise tocmai la o emisiune și zicea că studenții dânsului au fost întrebați dacă știu ce subiect este scos la referendum și a zis că foarte puțin, dacă nu chiar deloc, să dumeresc ce urmează să răspundă oamenii în referendum. Studenți la drept. Da. Și atunci teamă mie că acest efort și cheltuiala de bani, am impresia că e în zadar și tot mai mulți cred că asta s-a făcut cu bună intenție, așa să facă așa un fel de fierverc din care să nu înțeleagă mare lucru lumea. Și mai ales, mie mi se pare irresponsabil, de dreptul irresponsabil, să pui în fața unui alegător două lucruri inegale ca greutate juridică, da? Ca consecință. Pentru că atunci când îi întrebi, domnule, pe cine vrei să-i vezi în Parlament, asta e palpabil, asta e pe bunii, nu-i joacă, da? Dar la referendum așa cam cum crezi tu? Și sunt inegale în primul rând, într-al doilea rând, eu nu m-am lămurit. Mie nu mi s-a arătat în față foarte clar de ce 60. Dar cum o să-i retragă pe cei care echipurile noastre facă treabă? Dar ce înseamnă nu faci treabă? Că așa ne-a părut nouă, suntem 3, hai să-l retragem pe ăla. Facem un referendum să-l retragem. Și omul ăla poate e bun, poate e rău, poate s-a achitat, poate nu s-a achitat. Da, vă amintiți că de fapt când a început toată această istorie cu votul mixt, de fapt s-a plecat de la ideea că un deputat care nu-și face treaba trebuie să fie retras din Parlament, pentru că el este de acord, e perfect, omul ales de... Dar ce înseamnă să nu-și face treaba? Exact, da. Și unde are un job description? De câte ori trebuie să ridice mâna sau câte inițiative trebuie să aibă sau câți kilometri de drum trebuie să repare. Deci asta tot e făcut așa un ghem, un ghemotoc din care plus asta e un fel de abur așa din care nu se vede iarăși cum se vor aduna, așeza împreună, cum vor funcționa cei de pe unii nominale cu cei de la partid. Pentru că haideți să ne gândim. S-a stabilit felia de unii nominaliști trebuie să fie mai mare, ca ei să dea tonul. Adică 51. Dar în realitate... Pe circumscripția națională, 50. Dar în realitate partidele se dea tonul, pentru că din unii nominale tot partidele mușcă, da?
Și atunci el chipurile i-a ales pe unii nominali, dar de fapt ca bula de mercur se va lipi la mercurul partidului și când un cata, de fapt, tot partidele dau tonul. Și aceeași mărie cu o altă pălărie o să fie. În loc să se discute despre asta, cum va funcționa, ce înseamnă, de fapt, experiența asta a unii nominalilor, se face așa un fel de dâmavaia zabiesa, sore. Doamna Cozonac, pe 24 februarie vă prezentați la urne, nu vă întreb cu cine veți vota, că nu asta ne interesează acum, dar... Cu soțul și cu fata. Cum? Da? Cu cine vă veți prezenta? Dar cum vedeți acest exercițiu, da? Pe care îl avem de făcut fiecare dintre noi? Noi care toată ziua stăm, uitați-vă, eu am kilograme de hârtie aici, cu asta ne ocupăm. Dar ce fac cei care se uită la televizor și se informează din atât cât reușesc, da, de la întâlnirile cu politicienii, viitorii politicieni? Cum se vor descurca oamenii cu acest exercițiu? E destul de dificil. Eu ziceam că și noi, ziariștii care scriem pe acest domeniu, ne este greu să ne lămurim ce și cum va fi, chiar și cu unii nominalul, chiar și cu aceste circumscripții, cine va candida, cine știe ce voturi, cu câte voturi va merge în Parlament, sau sunt multe lucruri destul de neclare, încă neclare, pentru, chiar și pentru noi, cei care ne fierbem în apa asta acum, cetățeanului va fi dificil, dar cred că vor merge la vot și este important să meargă la vot și să ia să dea un vot cât mai informat. Va fi și dificil și cu acest referendum și vedem că toate detaliile sau informațiile despre referendum sunt folosite ca și adunare de capital în favoarea unui partid, a Partidului Democrat. Ei probabil da, vedem și aceste spoturi în care ba s-au majorat salarii, pensii, ba a crescut numărul de ambulanțe, ba, da? La da, asta se face referi și transfer de imagine la reușitele guvernului. Până acum guvernul era nedezlipit de partid și tot ce se făcea în guvern venea de la partid și inițiative de la partid. Acum acestea sunt prezentate ca și reușitea partidului și prin publicitatea pentru referendum sau informarea pentru referendum, de fapt, se face transfer de imagine de la guvern la partid. Da, de fapt, o altă problemă, și aș vrea să vă rog, domnule Botnaru, să o comentați, o altă problemă pe care o observăm este faptul că toate aceste reușite, despre care, cum le-a numit doamna Cozonac, sunt, de fapt, din banii publici, din bugetul public, din buzunarul fiecărui cetățean, deci nu sunt pomeni de la Partidul Democrat. Cum se împacă una cu alta aceste reușite din banii publici cu spoturile electorale ale unui partid? Deci exact întrebarea asta încercam să o formulez într-o formă mai evazivă pe Facebook, acolo noi, refulările noastre, își găsesc țintă. Mă întrebam, dar de fapt ce trebuie să faceți? De fiecare dată, când era Chirtoac aici, spunea, am făcut și am dresul, dar de fapt ce ar fi trebuit să faci? Nu de asta l-am ales. Stai cu mâini în sân, mai ales pe banii noștri, într-adevăr, după ce a luat impozite, deci asta trebuie să fi făcut. Sau când domnul Platnic spune, noi deși suntem în campanie, dar să lucrăm la turații mari. Stați un pic, dar de fapt ce trebuie să închideți guvernul, spuneți, scuzați, dar noi suntem în campanie. Deci, din păcate, iată, modul în care se pune problema trădează faptul că terenul a fost stăfânat pentru așa ceva. Adică și mitingurile astea ale babilor, pardon, exaltate, care spun șor, mulțumim că ne-ai făcut nouă și multe chestii de astea. Deci, deja s-a creat așa o atmosferă în care vine premierul Felici și spune eu v-am făcut o chestie care nu a mai văzut Parisul. Sau, da, acolo corectăm un pic cu persoane de vârsta a treia, dacă doriți. Da, persoane de vârsta a treia care nu sunt babi. Așa, dar... dar deci e comentariul meu... Ce legătură au toate aceste lucruri cu referendumul? Următoarea întrebare care se leagă, ce legătură au faptul că a crescut numărul ambulanțelor, că s-au majorat salariile sau pensiile sau ce s-a mai întâmplat acolo, cu referendumul? Pentru că ei, cineva care stă și construiește aceste
stratageme, se gândește așa, aha, uite, democrații care în sfârșit, cum a spus domnul Filip, în prezența lui Iurii Leancă și în prezența lui Gaburici alături, spune, noi am făcut atâta cât nu au făcut toate guvernele de până acum. Ups, guvernul lui Gaburici, guvernul lui Leancă, adică au stat și au scuipat în pot. În fine, deci logica lor este, noi am făcut cu mica noastră echipă minuni și acum lăsați-ne să conducem și noi mai departe, cum spunem noi așa trebuie să fie și cum croim noi guvernul și parlamentul așa o să fie optim, numai că eu nu-i cred. Dar referendumul ce legătură are? Păi tocmai referendumul spune așa, domnilor, iată, care nu-și face treaba, pleacă acasă. Da, 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 dați-ne nouă voie să-i alungăm. Că tot vedem niște personaje publice, deputați pe spoturi, pe panourile publicitare, vorbind, de fapt, mesajul de pe aceste panouri este despre reducerea numărului de deputați. Și nu pricepem ce caută fețele acelor persoane, deputați de în marea majoritate a cazurilor. Și mă gândeam, poate este vorba despre reducerea numărului de deputați prin reducerea celor care sunt pe panouri sau... Prin autoreducere. Autoreducere? Sau de ce? Da. Haideți să continuăm. Spuneam că mâine începe oficial campania. De fapt, campania electorală este de mult începută. S-a furat startul campaniei de mult și partidele, cred că, chiar dacă nu le place acest lucru, trebuie să recunoască, așa s-a întâmplat. Noi, astăzi, este ultima emisiune în profunzime înainte de campanie, pentru că de luni începem dezbaterile electorale, începe campania, începem și noi dezbaterile electorale. Spuneam că s-a înregistrat un anumit număr de partide, mai exact 9-7 sunt în așteptare, sunt și mulți candidați pe... Sigur, păi, dar ultimul în buletin va fi Partidul Liberal. Da, dacă va fi înregistrat, mai este Partidul Verde Ecologist pe ultimul, Partidul Politic Patria, Mișcarea Speranța Nadejda, Democrația Acasă și Partidul Regiunilor. Sunt partidele care sunt în așteptare. De ce? Nu ați auzit de unele dintre aceste partide? Doamna, am Cozumac. Auzit de toate. Ați auzit, da? Numai da. Că numărul lor o să buimăcească și mai tare. Mai ales că noi pe multe le vedem în campanie electorală. Atunci apar, până atunci, de la campania precedentă până acum, nu prea le-am văzut manifestându-se. Dar asta este. Fiecare are dreptul să participe în campanie dacă corespunde tuturor rigorilor. Acum, astăzi, înainte de a merge mai departe, să vorbim despre declarațiile de avere care au mai apărut între timp, cele care au atras atenția, sigur că nu le putem discuta pe toate. Aș vrea să rog colegii din regie să... Este, deci gândim la fel. Suntem acum în legătură directă cu domnul Pavel Postică, director al programului de monitorizare a proceselor democratice în cadrul Promolex. Promolex astăzi a avut al treilea raport și... astăzi, ca niciodată, a tras câteva semnale de alarmă foarte serioase în care vorbesc despre intimidarea observatorilor și vrem să discutăm cu domnul Postică despre acest lucru în special. Bună seara, domnule Postică! Bună seara! Am înțeles că este vorba despre observatori din Nord, intimidați de persoane care s-ar fi prezentat de la SIS sau de la Inspectoratul de Poliție. Exact. Noi până când am atestat doar două cazuri izolate, dar din punctul nostru de vedere este o tendință destul de îngrijorătoare atâta timp cât nu am avut astfel de situații în scrutinile precedente, având deja o experiență de vreo 10 ani de monitorizare a legilor. Și de ce se face asta? Pentru că noi am văzut la fel încă un lucru pe care nu l-am văzut anterior. V-ați întâlnit cu reprezentanții Partidului Democrat zilele acestea. Credeți că există vreo legătură? Nu doar. Noi ne întâlnim cu toți concurenții electorali care s-au înscris în cursă. Noi am avut întâlniri deja cu cel puțin 4 partide care sunt înregistrate. E vorba de Partidul Democrat, Blocul Acum, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Avem planificat întâlniri deja cu Partidul Șor și pe parcursul inclusiv a săptămânii viitoare ne vom întâlni cu majoritatea concurenților care vor vrea să discute cu noi, pentru că am observat inclusiv de la diverse tribune
în care reprezentanții mai multor partide politice au venit cu critici în adresa misiunii și în adresa rapoartelor elaborate de misiune, precum că nu înțeleg inclusiv metodologia după care facem noi monitorizare. Și de asta am decis să facem un tur de vizite pe la fiecare partid, concurent electoral, să le explicăm încă o dată care sunt acele aspecte metodologice, care de altfel nu este ceva nou, dar sunt reglementate în manualele OSCE-ODIR. Așa, totuși, de ce credeți că sunt intimidați observatorii? Ce se întâmplă, de fapt? Sincer, încă nu am putut să ne facem concluzii care este scopul final. Cert este că ceea ce au declarat observatorii sunt informații destul de credibile pentru noi și ca efect la toată această campanie, pentru că până la urmă a fost destul de mediatizat acest subiect cu referire la rapoartele noastre. Și până la urmă, în foarte multe cazuri, comentariile erau destul de negative și critice în adresa misiunii, ceea ce a determinat o bună parte până când cazuri izolate, dar deja observatori pe termen scurt care au lucrat anterior cu noi nu mai vor să colaboreze, să-și asume riscul să fie observatori în ziua alegerilor. Și asta este partea cea mai proastă. Ori toate aceste mesaje negative care se distribuie în spațiul public duc la ceea că oamenii au o anumită frică. Și acest lucru a fost subliniat nu doar de către noi, pentru că țin să reamintesc că încă în decembrie o misiune a National Democratic Institute a venit în Republica Moldova, a făcut o vizită preliminară în care au expus temerile că nivelul de intimidare, de presiune psihologică în societate este destul de mare. Și un proces electoral corect nu își are niciun efect atunci când astfel de cazuri de presiune, de intimidare au loc. Da, am văzut că astăzi ați prezentat al treilea raport din această campanie. Am văzut că ați vorbit din nou despre lucrurile care sunt nepermise, care n-ar trebui să se întâmple, dar ceea ce vreau să vă întreb este ce rost au aceste rapoarte? Cine ar trebui să ia atitudine dacă ar trebui ca să facă acest lucru? În cât timp? Pentru ce faceți aceste rapoarte? Deci, până la urmă, noi aceste rapoarte le facem atât pentru publicul larg, ca să facă cunoștință despre cum sunt organizate alegerile în Republica Moldova din perspectiva tuturor actorilor implicați. Începând de la organele electorale și terminând cu prestația concurențelor electorale, dar, în ultimul rând, sunt un punct de referință, inclusiv pentru organele de drept, organele de stat, inclusiv Parlament, Guvern, Comisia Electorală Centrală, pentru că scotând în evidență anumite lacune, de fapt noi sugerăm unde sunt acele posibilități de a repara lucrurile. Și acolo unde este posibil ca lucrurile să se repare acum, pe parcursul campaniei electorale, este binevenit să o facă. Dacă nu, înseamnă că rămâne pentru scrutinile viitoare. Dar cert este că toate recomandările pe care le formulăm noi în rapoartele noastre intermediare, dar și finale, sunt formulate cu bună credință. Ori noi nu urmărim scopul de a câștiga capital politic, de a câștiga lupta sau competiția politică. Da. Care au fost în acest raport cele mai mari încălcări, dacă puteți să-mi spuneți foarte, foarte repede? Am văzut că în continuare avem pomeni electorale. Exact. Cam astea au fost. În primul rând, noi am atestat cazuri care putem să le zicem că sunt un fel de agitație electorală mascată, adică înainte de termen, pentru că campania oficial va începe abia începând cu ziua de mâine, dar sunt și cazuri încă izolate de utilizarea resurselor administrative, de oferirea cadourilor cu tentă electorală și eu cred că acei concurenți care au fost vizați în rapoartele noastre ar putea să întreprindă măsuri pentru a evita să facă acest lucru în viitor. Și în ultimul rând am atestat și lacune în raportarea financiară a grupurilor de inițiativă, inclusiv grupuri de inițiativă
create de partide politice. Și aici, iarăși, avem lui Ilan Șor, am văzut că este o altă problemă. Mai repetat, vă rog, nu am înțeles întrebarea. Înregistrarea lui Ilan Șor în campanie? Aici noi nu am scos în evidență, pentru că până la urmă decizia de înregistrare este legală. Noi am subliniat că Straniu, dar Agenția Autoritatea Națională de Integritate a procedat un pic diferit față de un alt potențial concurent, adică concurent, este vorba de domnul Bogațco, de la partidul nostru, în certificatul de integritate a căruia au fost menționate lucruri care, cu regret, nu se regăsesc și în certificatul de integritate eliberat domnului Șor. Da. Domnule Postică, mulțumim foarte mult. Campania este în față. Așteptăm rapoartele Promolex să vedem ce se întâmplă în teritoriu. Mulțumim foarte mult. O seară liniștită. Și eu vă mulțumesc. Seară bună. La revedere. Cum vi se pare ceea ce se întâmplă în jurul Promolexului? Păi, domnul Postică, sigur că n-are sau are bună creștere suficientă ca să nu spună pișleau. Eu nu am atâta bună creștere și spun cum stau lucrurile. După ce lor li se desenează, știți, ca vlășganii copiii ăștia în școală, când nu iubesc profesorii, da? Li desenează corniță, bărbiță, nu știu ce. Deci, oficial, nimeni nu îi tratează pe ăștia de la Promolex în felul ăsta. Dar cine poate să facă opinii, tot așa, bă, că ei sunt plătiți din exterior, că ei au conexiuni cu partidele, cu concurențe, nu știu ce. Se creează un fondal așa de neîncredere și atunci, sigur că unii care sunt acolo în interior se retrag, da? Spun, da, eu, iată, sau chiar direct sunt presați, așa cum sunt aceste două cazuri, sperăm că o să se lămurească și nu neapărat s-a făcut la comanda cuiva. Dar așa funcționează în Rusia, de exemplu. Când televiziunile lui Putin îndreaptă antenele critice spre un personaj, spre Navalny, da? Atunci fiecare se simte liber. A, Navalny nu-i iubit, trebuie să dăm întrânsul, că asta e în favoarea țarului. Și atunci, iată, din păcate, iată, puterea democrației ar fi trebuit să se comporte exact invers, să spună, fraților, stați un pic, ăștia sunt arbitre, ei au făcut efortul, 10 ani cel puțin, au ajuns la o asemenea grad de reputație încât să recunoscuți în exterior, da? Au scris acolo la dânșii că sunt credibili. Prin urmare, din potrivă, trebuie să-i rugăm să nu se supere, să stea aici, pentru că atunci ce rămâne? Fără arbitru, fără observatori, fără monitorizare. Da. Ori ei atât au făcut. Ei au scris în raport. Fraților, ați făcut concerte. Ați dat voi acolo făină și nu știu ce. Treaba voastră, dacă nu vă place că cineva poate să creadă că-s pomeni, duceți-mă în judecată, apelați la public, spuneți voi să ne judecați în timpul. Dar ăștia sunt obligați să observe, da? Să măsoare billboard-urile, să asta este treaba lor. Da. Cu asta se ocupă. Luăm publicitate și ne întoarcem după pauză. Publicitate. Da, continuăm emisiunea. Doamna Cozonac a vrut să facă o precizare despre situația legată de Promolex. Presiunile asupra observatorilor Promolex, dar și a mai multor reprezentanți ai societății civile, ai presei, din partea partidelor care s-au înscris în cursa electorală, arată de fapt că miza pentru aceste alegeri este foarte mare. Și la fel de mare este teama că cetățenii nu îi vor vota și nu le vor acorda votul de încredere în măsura în care așteaptă ei, deci să vină cu o majoritate în Parlament. Și atunci orice critică este luată în șpegi sau se vine cu o altă critică și se încearcă discreditarea celor care fac această muncă și destul de bolnăvicios reacționează și membrii ai Comisiei Electorale Centrale au reacționat la rapoartele Promolex și au spus că nu ar fi bine să prezinte aceste încălcări publicului, ar fi bine să le prezinte partidelor separat. Ori acest exercițiu democratic de alegere și de monitorizare se face tocmai pentru ca cetățeanul să înțeleagă
ce reprezintă partidul și dacă sunt încălcări și dacă sunt neclarități legate de cheltuielile financiare, pentru că asta scoate în evidență Promolex concerte și nu se regăsesc în rapoartele financiare ale concurenților electorali, pomenile electorale, la fel care nu se regăsesc folosirea resurselor administrative care nu sunt taxate. Ori în orice stat democratic, lucrurile acestea sunt taxate. Taxate de organele abilitate să facă acest lucru și taxate acolo unde de acestea cetățeni. Sunt independente și își fac treaba corect. Ori la noi se merge pe atac și nu pe explicare sau pe lămurirea situației create sau pe înlăturarea acestor încălcări. Vedem și tot felul de panouri publicitare pe care nu le-am regăsit în rapoartele partidelor și ale grupurilor de inițiativă. Ori pe aceste panouri vedem și fiețele unor lideri sau reprezentanții partidelor. De exemplu, președintele Igor Dodon pe panouri, că vine era noastră și noi vom face, este... La fel, Șor are foarte multe panouri. Da. Dar poate fi interpretat Democrat. Acest lucru ca o campanie de susținere a socialiștilor, așa cum afirmă cei din acum, de exemplu? Da, pentru că acestea fac referire sau fac transferul de imagine. Acolo este simbolistica partidului, este liderul partidului, sunt niște îndemnuri la anumite acțiuni care sunt ca și slogane electorale folosite de ei la întâlnirii cu alegătorii, deci este legătură directă cu campania electorală. Așa. Păi tocmai asta e că nu pot guvernanții să fie foarte duri pentru că ei exact asta fac. Și atunci între ei există așa un fel de înțelegere mutuară, greșim noi, greșeți voi și du-te și dovedește unde se termină bluza și începe fusta, dacă porți rochie. Ca și certificatele de integritate au fost introduse în legislație, e o inițiativă a unui deputat din Partidul Democrat. Nu sunt foarte bine pregătite sau această Autoritate Națională de Integritate nu are nicio obligativitate să verifice, de exemplu... Ea doar eliberează și nu la toți, la fel, că spunea și domnul Poștică. Și cei care au obținut acest certificat de integritate merg acum în teritoriu și zic, păi noi suntem curați, iată o instituție care ne-a dat certificatul de integritate și poate să vorbească Promolex sau ziariști de investigații sau altă inițiativă, mult și bine că noi avem probleme de integritate, pentru că iată noi avem certificat, că noi suntem curați. Da, exact. Ne-am uitat pe declarațiile de avere ale câtorva. Dacă ne-ați urmărit și la emisiunile anterioare, din decembrie am început să vorbim despre aceste declarații. Am trecut în revistă declarațiile de avere ale liderilor partidelor care au fost înscris în cursă până în acel moment. Deocamdată vreau să întreb pe doamna Cozonac, din ceea ce a mai apărut, ce v-a atras atenția? Din candidații pe care noi îi monitorizăm și sper că noi o să reușim să monitorizăm o mare parte sau chiar majoritatea celor înscriși în campania electorală, ceea ce ne atrage atenția este că la mulți dintre reprezentanții unor partide există în ultimii ani donații la partid mai mari decât veniturile sau în jumătate decât veniturile pe un an de zile a familiei. Ceea ce ne se pare nou destul de problematic, pentru că nu știu dacă avem așa persoane care își pot permite, de exemplu, să dea la partid o sumă de 2 sau de 3 ori mai mare decât venitul pe care l-a declarat. Aici, de fapt, este o problemă și ar trebui să se ocupe și organele de drept, pentru că dacă omul nu declară venituri, dar îl găsim cu donații, deja este o problemă. Realitate, ce credeți că se întâmplă? Că sunt donații fictive sau ce credeți? Care este, de fapt, cel mai probabil sunt bani veniți din surse neoficiale, surse ilegale, care nu le pot declara și proba. Uh-huh.
Sau sunt bani care sunt dați acestor persoane de către anumite grupuri de interese care astfel le plătesc ca să ajungă într-o funcție publică, în cea de parlamentar, și ulterior asta să plătească poliții, să facă legi sau să ia anumite decizii în favoarea grupurilor de interese care i-au sponsorizat venirea în Parlament, care l-au ajutat să vină în Parlament sau au sponsorizat partidul. Așa, da. Și aceste lucruri ar trebui cercetate de organele de drept. Am găsit la unii deputați, care sunt și deputați și candidați acum în campanie electorală, donații. Un deputat, Oleg Sava de la Socialiști, de exemplu, are o donație declarată. Fica sau mama sa i-a făcut o donație de 97.000 de lei și el a donat la partid o sumă similară în același an. Și aici la fel apare întrebarea, s-ar putea cineva să-i fi dat banii ăștia și respectiv ca el să-i depună la partid. Mai sunt la mai mulți deputați din Partidul Socialiștilor și candidați sunt asemenea situații, cu donații fie mai mari decât veniturile, fie în jumătate sau o treime din venitul familiei. Dar compania care au primit bani în niște tendere și angajații de acolo au dat... În anii anteriori, în 2015 și 2014, noi am arătat pe mai multe investigații legătura dintre achizițiile publice și donațiile la partid. Reprezentanții ai firmelor care aveau contracte cu statul făceau donații la partidele din care făceau parte reprezentanții acelor instituții publice unde acestea au avut... Șeful spunea că e treaba lor, bine i-au făcut sau că o dat sau că nu o dat, noi nici nu... Dar voi după asta ați găsit totuși? Asta e o chestie doar morală, juridică? Noi am analizat din date deschise. Din date deschise am pus cap la cap lucrurile, datele. Cele din registru privind achizițiile publice, rapoartele financiare ale partidelor politice și per total ieșeau niște scheme. Cei care câștigau contracte la anumite instituții publice donau la partidul din care făcea parte șeful instituției respective. Asta era în cazul la toate partidele. Doar Cornelia, acelea... nu, eu întrebam, dar bine, asta poți să deduci, dar juridic sau într-un act normativ sau măcar într-un statut sau cum are, de exemplu, CNA, acolo niște documente care vizează profilaxia corupției. Iată că Cristina Țărne s-a ocupat chestia asta și ea avea o expertiză internațională. Spunea, domnule, asta e conflict de interese. Asta nu se poate face pentru că ar putea cineva bănui că există o spălare de bani. Iată, voi ați găsit măcar o referință. Pentru că omul ăsta spune, e treaba angajaților mei ce fac ei cu banii lor, n-am nicio treabă. Dar mie mi se pare că în mod normal, acestui angajat trebuie să-i spună cineva cu niște hârtii în față, omule, asta nu e așa de inofensiv. Tu trebuie să ai grijă să le spui angajaților tăi, băi, eu am primit bani într-un tender, prin urmare, aveți grijă, nu finanțați, tocmai că să nu creăm impresia că cu o mână am luat și cu alta dăm. Există un document care să le spună, asta e chestie reprobabilă. Nu există. Asta depinde deja de fiecare șef de întreprindere, dacă nu vrea ca asupra lui să cadă anumite suspiciuni. În rest, nu tot așa ne-au reproșat că fiecare este liber să facă donații așa cum vrea. Acum, dacă mergem un pic mai departe ca să reușim să trecem în revistă neregulile, că altfel se încheie emisiunea? Așa, probleme pe care noi le-am considerat de integritate la analiza, monitorizarea candidaților, la unii există legături cu anumite afaceri care nu sunt declarate, la alții există probleme în declarațiile de avere, într-un an declară una, în alt an declară alta, sunt lucruri care au uitat să le declare, noi le descoperim, le arătăm, unele au fost arătate în anumite investigații jurnalistice, doar noi acum le adunăm și le compilăm la fiecare profil. Sunt puține reacții ale autorităților, aceeași Autoritate Națională de Integritate. În unele cazuri i-au iertat micile greșeli sau marele chiar greșeli din declarațiile de avere, unde nu au declarat o casă sau niște terenuri. Până la urmă, ANI a constatat
sau era Comisia Națională de Integritate, predecesoarea ANI, care spunea că s-au făcut niște greșeli și ele nu au fost intenționate. Ori constatăm, de fapt, că este o tendință ca anumite proprietăți, unii să nu le declare. Da, mă uitam aseară la știri și am văzut unul dintre candidați cântând talentat, domnul Botnar? Nu. La cine? Și Botnar, cred că cântă. Botnar e de la Hâncești, cred. Da. Ei sunt mai mulți care cântă. Da. Ei sunt trec acum. Nu că n-ar fi un lucru bun, e un lucru minunat. Mă uitam la domnul Botnar că am auzit la știri că a oferit acolo nume pentru străzi, nume interesante pentru străzi în Pâncești. Socrul său, soacră sa, cred că au nume. Numele lor le poartă niște străzi din Hâncești și oamenii sunt în viață încă. Da, păi da, dar și Ion Șolcăianu are o stradă acolo la el, unde e la Telenești acolo. Așa, dar din declarațiile acestea, de fapt, cel mai important lucru care la fel se poate vedea cu ochiul neînarmat este că, în afară de salarii care nu sunt atât de mari, mulți candidați au credite foarte mari și nu este clar din aceste declarații cum și le achită, cum și plătesc, nu, lunar. Da, da, mama. Creditele, la unii am observat că sunt cu procent extrem de curată de 0,3, foarte mică, da, de 0 și ceva, 2 și ceva, pe când noi cunoaștem că ratele astea sunt de la 10 în sus, nici 12 cred că este cel mai mic din ce cunosc eu. Alții, într-adevăr, au credite, dar nu declară venituri suficiente ca să întoarcă aceste credite. Chiar și la Constantin Botnar, de exemplu, el declară un venit de nici 1000 de lei pe lună, dar are credite foarte mari. Da. Nu mai zic de proprietăți. O amanitate, cred că, niște lucruri importante. Dar sunt aici casa asta, albă, cred că asta e întrebarea. Deci, unu, știm foarte bine, când te duci să iei un credit, trebuie să arăți un dosar de creditare foarte important, da? Și pentru preferențiale mai ales. Ori aici, mie mi se pare vizibilă chestia asta, că deputații și-au obținut o sursă de creditare în condiții extrem de favorabile, după ce am văzut istoria cu credite neperformante, când directorul la Cineancă, de mult spunea, domnule, au pus acolo un gaj, o mărțoagă sau un pahar spart, dar au luat credite foarte mari, după care au devenit ele neperformante și nu știi ce să facă cu gajurile alea. Deci, după asta, mie îmi se părea că băncile trebuie să sufle în apă rece, ori ele nu suflă în apă rece în cazul deputaților, și asta, iarăși, nu trebuie multă minte să ai sau documente relevante juridice, că se vede la o poștă că deputații au obținut, de fapt, o favoare în felul ăsta. Și ce vreau eu să mai spun despre declarații, totuși, în această aboreală mare și semi-obscuritate din care voi nu puteți să vă lămâriți, totuși mie mi se pare că s-a obținut un efect minim pozitiv, pentru că chiar dacă îi deranjează, oamenii ăștia au înțeles că ei sunt obligați să prezinte așa cum scriu în cruce. Și asta e foarte bine. Da, asta spuneam și la emisiunea precedentă, că este un lucru bun, până la urmă. Plahatniuc, acest sistem l-a forțat să-și declare cărțile de anticariat sau pianul și nu știu ce, da? El și-a luat asta în serios și dă exemplu și altora, pentru că poate în sfârșit oamenii ăștia, înainte de a păși, înainte de a ajunge să depună cererea pentru candidatură, se vor gândi, dar oare totul e la mine curățel acolo în spate, dacă n-am eu niște păcate care o să le descopere cornele acuzului? Da, ei chiar se corectează. Dacă la reprezentanții socialiștilor în 2014 erau foarte multe donații, pentru că unele strag de atunci, la care facem noi și acum referire, pentru că nu au fost elucidate situațiile cu aceste donații mai mari decât veniturile. I-am văzut, dacă noi în 2014 scriam despre asta, i-am văzut deja peste câțiva ani că donațiile se încadrează cât de cât în veniturile lor, deja nu mai fac de mai mari. Credit coincide. Da, deci oleacă sunt mai atenți în cei ce donează, declar. Da, vorbeam despre domnul
Botnar, de exemplu, are un credit de 850.000 și salariu de 93.000 declarat pe 2 ani. Pe 2 ani. Un credit foarte mare. La fel, mă uit, un credit de 5 milioane are Ghenad Dimitriuc, de exemplu, de la Partidul Socialiștilor. Domnia sa are și 5 autoturisme declarate, camion, remorcă, ruletă. Văd că are și afaceri în domeniul transportului de pasageri, dar are un credit de 5 milioane de lei și salariul de parlamentar. Văd aici. Este și, eu mi-am notat aici latifundiarul, de ce, domnul Dascăl Ion, care este președintele raionului Drochia, domnia sa va candida la aceste alegeri, are o declarație foarte mare, voluminoasă. Deci ne-am consumat foarte multă hârtie și aici are multe terenuri. Agricol, proprietate și anul și sunt foi întregi, iertați-mă că n-am stat să socotesc să văd câte hectare sunt aici, dar sunt pagini întregi, chiar nu am avut atâta timp ca să socotesc. Cineva l-a comparat cu o veveriță care dura toate alunile din raionul Drochia. Mă rog, e și un risc, Lorena, că omul ăsta a cheltuit niște bani, a făcut efort, acum el și-a asumat riscul. Și repet, e foarte bine că au fost pedant, le-au declarat pe toate în acest Talmud, dar... Nu, este minunat, vă spun. Spuneam doar că mi-am consumat foarte multă hârtie și în final n-am socotit cât la, pământ. La domnul Dascăl există în declarație un imobil la prețul de 10 lei. Da. Nu știm dacă păi, poate fi o eroare. Cred că e o șură acolo așa. Da, dar chiar am găsit și un imobil. Am mai găsit la el ca deținut concomitent două funcții, una de afaceri și una publică și respectiv pentru asta nu a fost cercetat. Da, este vorba de Agenția analizat. Servicii Publice și MOL Telecom, da? Și Consiliul Raional Drochia acum. Da. Oricum, asta e baza. Vedeți că noi vorbim nu doar despre scrutinul ăsta, așa cum voi aveți în dosarele din 14, tot așa, aceste dosare o să stea ca trena. Uitați-vă cum a pățit Gheorghe Duca. El considera că e atât de bine în relații cu guvernările și iată, acum ulciorul s-a spart, lui se reproșează niște lucruri care probabil dânsului se păreau inofensive, că nu pontează acolo zilele când de fapt era în vacanță sau nu știu ce, cu soția împreună. Acum gluma s-a îngroșat. Deci tot așa, aceste foi din declarații, la un moment dat, cineva le va analiza fără protecția politică și a guvernării. De asta, mie mi se pare că oricum astea au rost și o să funcționeze, nu azi, mâine, poimâine, dar asta e o instituție foarte utilă pentru control asupra politicilor. Bineînțeles, mai ales că aceste declarații pot fi luate anual, să vedem cum a crescut sau, din potrivă, a scăzut averea celor pe care i-am ales, dar ne interesează dacă a crescut, dacă a crescut corect. Asta este ideea. Acum, sigur, sunt multe declarații, mă uitam, am văzut pe anticorupție, ați pus profilul Otiliei Drăguțanu de la Partidul Democrat, care ar fi avut multe contracte cu firma, cu statul. Asta se întâmplă în cazul la mai mulți demnitari care au afaceri până vin înainte să vină într-o funcție publică. Ei își trec afacerile pe soții. Nu e cazul Otiliei Drăguțanu. Ea, fiind soția fostului guvernator al Băncii Naționale, cel care este, pe timpul căruia s-a furat miliardul din cele trei bănci, în acest răstimp cât soțul ei era șef la bancă, afacerea ei a prosperat. Ea a obținut contracte de milioane pentru organizări de evenimente la instituțiile statului. Aparent totul este legal. Dacă n-am luat în calcul o posibilă influență,
asupra acestor, asupra licitațiilor când se organizează. Da, văd că ea a declarat și casă, apartament, moștenire, câteva hectare de, nu, câteva 0,5 hectare, câțiva ari de pământ, aici trebuie la fel că să calculăm să vedem cât, vreo 4 moșteniri. A declarat aici, văd că și mașina a declarat-o de aproape 1 milion de lei. Ea este, vine din afaceri, are și conturi, nu foarte mari, bani în bancă. Așadar, în principiu, cred că ne va lua foarte mult timp ca să trecem prin declarațiile tuturor, dar înainte de emisiune vreau să vă spun că încercam să stabilim o colaborare foarte bună cu Parlamentul Curat, cu colegii ziariști care fac aceste profiluri, pentru că este o muncă titanică și ea este păcat să nu fie promovată cât mai mult și cu ocazia aceasta ne ajutați pe toți să ne cunoaștem, să cunoaștem pe cei care vor să candideze. Așadar, vom încerca ca aceste profiluri să fie publicate și pe pagina protv.md, în profunzime.md. Vom folosi aceste profiluri în cazul, în cadrul dezbaterilor electorale și vom pune întrebările pe care, eu știu, la care așteptăm răspunsuri de la candidați. Chiar, deci putem să o întrebăm, chiar vă rugăm foarte mult. Sunt profiluri sau candidați ca în alți ani, când le-ați recomandat partidilor să scape de ei. Am întrebat asta, am vorbit, da. Pardon, nu eram mai atent. În anii în campaniile anterioare era în exercițiul nostru și această întâlnire cu liderii de partide, cărora le solicitam să-i scoată din listă cei compromiși. Dar acum aveți figuri din astea care sunt odioase, între ghilimele? Nu avem, nu pot să zic foarte odioasă, dar cu încălcări grave avem, cu încălcări, cu probleme de integritate. De data partidele săracele poate nu știu. Poate ea că le deschide și da, noi luăm publicitate și discutăm după pauză, continuăm discuția. Suntem pe ultima parte a emisiunii. Mai devreme, doamna Cozonac răspundea la întrebarea domnului Botnaru dacă este vreo figură odioasă în aceste liste. Dar aș vrea să-l întreb pe domnul Botnaru ce înseamnă odios, domnule Botnaru. Eu, de exemplu, pentru cineva pot fi odios, pentru că sunt respingător. Odios, românește, înseamnă respingător. Dar nu asta înseamnă criminal, infractor. Asta înseamnă cuiva nu-i place. Iată, de exemplu, pe cineva... Bine, noi vorbim de declarații de avere în acest moment. Da. Păi în acest moment poate să pară cuiva odios faptul că, de exemplu, angajații lui dau donații la partidul de guvernământ după ce el a câștigat tendere. Cuiva poate să-i pară o chestiune odioasă. Dar omul spune, domnule, nu m-ați prins, e treaba lor, nu scrie nicăieri că nu trebuie să dau donații. Deci în sensul ăsta eu spun, deci doamne, păi dacă e așa, prezumția... să vedem că sunt, așa e doamna Cozonac. Există mulți candidați cu probleme. Cu probleme, care, probleme și legate de proprietăți și de cei ce folosesc și nu declară, legături cu domeniul de afaceri care la fel nu este declarat. Există și candidați care au fost cercetați penal la anumite momente sau sunt în cercetare. Există candidați cu probleme. Noi urmează referiți la Nene Dlorhei? Da. Și el este da, apropo de procesul ușor, a fost amânat până pe 20 februarie. Ce să însemne asta? Amânat din nou până pe 20 februarie. Mai mult, în cazul curții de apel de la Cahul, nu mai sunt publice agenda zilei, din care deja nu putem să aflăm când vor avea loc următoarele. Dar cum v-ați imaginat voi? Ăștia să pornească, mă iertați, cineva să gândească acest scenariu în care să evolueze până la alegeri și în ajuns să spargă balonul ăsta? El o să rezolve situația lui într-un fel sau altul după alegeri, când o să fie clar câte puncte a luat. Deci până atunci, sigur că el o să fie protejat, curtat. Ce înseamnă o să rezolve situația? Situația lui o să devină clară. Încotro ia el.
spre filat sau spre, sau spre parlament sau spre... În funcție de câte puncte o să ia. Vă referiți la cum va vota în parlament, ca să înțelegem? Cum o să ia? Câte voturi o să aducă el? Câți deputați o să aibă? Și acolo, în configurația viitoare a majorității, el, cât de greu o să cât fie de greu, da, trage la cântat. Ca să înțelegem exact, să da. Nu interpretăm, domnule Botnaru. Asta eu presupun așa. Despre procesul Șor, sigur că am vorbit, am citit cu toții, am văzut că încă o dată s-a amânat și rămâne să vedem ce se va întâmpla după aceea. Secțiile de vot deschise în străinătate sunt subiecte de discuții aprinse. Acum și PSRM au acționat în judecată pe acest motiv. CECUL consideră că sunt deschise în mod nejustificat. În unele părți ar trebui să fie mai multe, în altele, ca niciodată, există un număr record de moldoveni înregistrați pentru alegerile parlamentare, circa 25.000. Am văzut și pe anticorupție această știre. Ce părere aveți? Și sigur, se discută foarte mult și despre faptul că nu se Lorena, poate vota dacă în baza pașaportului expirat și mulți dintre moldoveni nu reușesc să-și facă un pașaport nou în timp. Argumentele lui Candu le-ați văzut, care spune că dacă noi am dat voie, asta înseamnă că noi în fața europenilor, mă pare neserioși, că încurajăm ca oamenii să umbli pe acolo prin Europa cu temeri și documente, dar mie mi se pare nu-i prea consistent, pentru că oamenii care umblă pe acolo, de fapt, sunt... se legitimează în fața Europei cu pașaportul românesc. Candu știe asta foarte bine, dar recurge la un tertip așa convingător. Altceva că, după mine, are dreptate Promolexul, apropo, când spune că modul în care s-a decis câte secții și unde anume, trebuia să fie mai transparent și mai cu bună voință. Pentru că dacă noi suntem concurenți electorali, nu-i normal, de exemplu, sub egida președintelui, care nu-i concurent electoral. Președintele adună o masă rotundă cu concurență electorală, spune, hai să hotărăm, unde deschidem secții? Nu-i de banii lor, e de banii, de bugetul cecului, da? Și atunci să decidem bugetul de nostru. Cum... Da, și atunci toți împreună să avem un punct de vedere și președintele la cec să spună, eu te-am ascultat și pe tine, Cornelia, și pe tine, Lorena, ai argumentele. Dar așa, iarăși, guvernarea o decis repede, la închiderea târgului, astfel încât a dat senzație, eu nu știu dacă e așa, dar a dat senzația că și-a făcut condiții favorabile și atunci întrebarea mea legitimă este, dar totuși voi intrați la linia de start a viitorului scrutin în condiții egale sau nu? Ei vor numai decât să-i așeze pe toți ceilalți, pe câte un măgar, dar ei să vină pe un cal hărmăsar, câștigi curța ab initio. Și fac multe pentru asta, inclusiv iată aceste cadouri, inclusiv acest atac propagandistic. Ori ca să dovedească onestitatea, ei trebuie să spună, da, ce am făcut, noi am făcut bine, dar la linia asta de start, noi venim în condiții egale. Haideți de acum încolo să câștigăm aceste alegeri, cum o să ne voteze și după aia decidem. Da. Asta nu se întâmplă. S-a discutat mult și despre participarea Maiei Sandu pe circumscripția din diasporă și nu pe cea națională. Sunt voci care s-ar fi putut pe interior. Păi, de ce întreb? Pentru că țineți minte, domnule Botnaru, de câte ori am întrebat dacă partidele țin cont de candidații pe circumscripții în așa fel încât să-și desemneze acolo niște concurenți pe măsură. Și multă lume se aștepta, de exemplu, ca Maia Sandu să se bată cu Filip sau cu alte nume sonore din Partidul Democrat. Da, dar sarcina ei este și iarăși ea a spus-o franc, sincer, de mai multe ori, dar ultima dată am văzut-o în interviu vis-a-vis la Europa Liberă, am întrebat-o, de ce dumneavoastră considerați că trebuie acolo să luați acest mandat? Și ea a recunoscut foarte clar, ea se duce acolo nu doar să ia mandatul din circumscripții, dar ea se duce acolo ca un pol magnetic, ca să îi adune pe ceilalți, grație inerției, reputației din prezidențiale, oamenii îți vină să voteze și lista de partid. Așa o face fiecare candidat în circumscripția uninală. Plahatniuc se duce să ia mandatul nu doar din Nisporeni. El se duce ca în jurul lui, la Nisporeni, să vină să voteze pentru uninominal, dar și lista de partid.
Deci asta o face fiecare și nu trebuie să-i se reproșeze ei că ar face altceva. Ei dar, face de exemplu, lucru. Maria Ciobanu candidează la Telenești și nu la Nisporeni. Unii susțin că acolo ar fi fost un contracandidat serios pentru Plahotniuc. Repet, dar nu contează bătălia pentru acel mandat concret. Contează și asta. Cum să nu conteze? Pentru că contează. Acolo câștigi un mandat dacă ai un candidat bun. Lorena, dar eu am în vedere că uneori sarcina de a fi magnet pentru lista de partid este mult mai importantă decât mandatul concret din uninominală. Eu aș zice referitor la secțiile de votare că deși ar fi trebuit să țină cont de cum s-a votat sau unde nu s-au ajuns buletine de vot la scrutinul prezidențial din 2016, ori asta spun cei din diaspora, că tocmai acolo unde nu se ajungeau buletine, unde erau prea mulți votanți, acolo nu s-au suplinit secțiile de votare, exact, dar s-au suplinit în alte părți, sau s-au deschis în alte părți unde nu se știe dacă vor merge foarte mulți la vot. Sau înscrierea prealabilă, iar și e un criteriu. Nu s-a luat nici înscrierea prealabilă. La fel, de fapt, se face totul, așa cum zicea domnul Botnaru, neclar, fără a stabili niște condiții egale pentru toți. La fel de neclar este cum s-au constituit circumscripțiile. Noi nu am avut până acum o explicație foarte clară. Da. Deci nici acum trebuie să stai să te uiți pe această listă și să înțelegi. Ce Cecan a spus, că s-a format în baza criteriului cantitativ. Deci trebuia să adună o gramadă de 50.000 sau cât acolo, așa au croit, le-a ieșit matematică. Da. Trebuie să, sigur, așteptăm cu toții să vedem ce va urma, dar pe final de emisiune aș vrea să îmi spuneți ce fel de campanie credeți că va fi. Ea oficial începe mâine. Eu întâi de toate vreau să salut inițiativa unor experți în economie. Ei încearcă disperat, fără prea mari șanse, dar încearcă să îi forțeze pe viitorii candidați să-și asume niște programe economice. Domnul Ioniță, de exemplu, o teză, când spune degeaba voi vă numărați puricii din pelcele unii la alții, dacă de fapt după alegeri nu o să aveți niște obiective economice clare, unul fiind, de exemplu, micșorarea acestor decalaje între straturile astea de oameni bogați săraci și mai ales straturile astea geografice. El spune așa noțiunea de piete albe. Dacă, Doamne ferește, imaginați-vă că un uninominal va moșteni o regiune care va deveni tot mai săracă, astea sunt tensiuni garantate pentru parlamentul ăsta, oricât de bun ar fi. Da, domnul Ioniță, sigur, a fost în parlament atâția ani și este vocea lui în pustiu. Este bine, sigur, să venim cu idei pentru viitorii deputați și eu vreau să știu fiecare să spun, partid cu ce ar veni. Partea economică aș vrea să nu fie neglijată, pentru că iarăși s-a exagerat cu cota femeilor. Dar nu contează cota femeilor. Femeile nu de dragul femeilor, dar femeie de dragul unor programe sociale. Adevărat, sigur asta că este da. Important. Sigur că da. Cum va fi campania? Va fi o campanie dură, grea. Vedem din ce în ce campaniile sunt tot mai complicate, tensionate, murdare. Cam așa va fi și această campanie. Eu nu exclud că vor fi încă multe atacuri, că presa va fi folosită ca băt împotriva concurenților. Și se... Presa este, din păcate. Cornelia, din păcate... dar avem o consolare. O să treacă și asta. O să treacă, sigur. Da. Dar este important ca cetățenii să analizeze foarte bine ceea ce le spun acum politicienii, să nu creadă orice, dar să analizeze foarte bine, să urmărească parcursul acestor candidați care le cer acum votul. Important este cetățeanul, dacă ei aruncă atâta bănărit în campania electorală, dacă atacă murdar sau dur orice încercare de a le arăta adevărul, înseamnă că miza pentru această campanie este extrem de mare și cetățenii trebuie să înțeleagă că votul lor este extrem de important. Și să-l dea cu adevărat să fie informat, să nu-l arunce în van și pe urmă iar să se plângă. Aici aș continua ce spune Cornelia, Doamne ferește, nu lasă-te ultima zi. Să nu creadă că decide în drum spre secție și dau cu banul, pentru că în drum spre secție, așa cum știm, nu o să mai fie zi de tăcere,
Într-adevăr, acum trebuie să informeze, trebuie să fie atenți, trebuie să facă mici ședințe acasă, să discute, să vadă ce argumente există, să se dumerească, acceptă acest referendum sau nu, să vadă ce indărătul, pentru că iată, iarăși domnul Candu, cumva, așa, într-o manieră șmecheră, spune, a, dar ăștia își trădează propria promisiune. Nu e despre asta vorba. Cei care spun că trebuie să boicoteze referendumul, ei spun tocmai pentru că nu s-a explicat foarte clar oamenilor ce vor ei de la acest referendum. Da. Și să nu le fie frică, să voteze fără frică, pentru că acum se încearcă a crea starea asta de frică, inclusiv cei ce vorbeam și la emisiunea trecută, că vor fi supravegheați, da, că vor fi de supraveghere. Da, supravegheați video, da, și da, se da, va vedea ce cum vor vota. Cetățeanul este singur în cabina de vot și el decide, nu are dreptul nimeni să-i urmărească cum va vota și orice cameră pusă imediat, pusă îndreptată în cabina de vot este o încălcare gravă a drepturilor omului. Și oricum da, nu se vede cine cu cine votează, și dacă Doamne ferește vor fi persecutați, asta e, veniți la Cornelia să vă apere. Dar ceea ce vreau să spun pe final, vă mulțumesc foarte mult că pentru participare, doamna Cozonac, în mod deosebit vă mulțumesc că e a treia emisiune pe care o facem împreună. Mulțumesc foarte mult. Îi dați meritul civic. Nu am eu această meritul calitate. Are cine da așa ceva. Vreau încă o dată să precizez că luni ne vedem la prima emisiune de dezbateri. Vor fi două emisiuni în fiecare zi, timp de o lună. Avem timp să discutăm. Sigur, nu putem să le facem foarte lungi aceste emisiuni, din păcate, pentru că sunt mulți candidați și toți trebuie puși în condiții egale. Rămâne să vedem exact câte minute va avea fiecare candidat, dar două emisiuni pe zi vom avea, minim. S-ar putea să avem și chiar trei în unele zile, pentru că sunt circumscripții și cu 15 candidați. Este 222, parcă așa anunțat asta. Nu, suntem obligați să facem de pe un anumit număr de circumscripții aceste dezbateri. Vom încerca să facem și de pe circumscripția națională. Sper că vom reuși cât mai mult. În continuare vom face acest lucru împreună cu Radio Europa Liberă Chișinău și cu colegii de la ziariști de investigații care vor realiza aceste profiluri. Cred că va fi o colaborare frumoasă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă așteptăm luni la ora 17:30, la prima dezbatere din această campanie. Vor fi invitați candidații în ordinea înregistrării la CEC, așa că vă rog foarte mult să nu lipsiți și să fiți alături de noi. O seară liniștită vă doresc pe luni!